Bine v a regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. Îl omagiem astăzi pe Rumi. Rumi, Oceanul Sufletului, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, și carte pe care o puteți găsi alături de o altă carte a lui Rumi Matnaui. Ambele le puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii. Astăzi, alături de noi este actorul Nae Alexandru, un prieten foarte drag, actor al teatrului de revistă Constantin Tănase. Noi, în trecut, am mai avut discuții, am mai avut de altfel și colaborări. Iubim amândoi poezia teatru și acum iată, Rumi ne aduce cumva împreună poemele lui Rumi Mare maestru sufit, poate cel mai cunoscut din toate timpurile, supranumit și Sultanul Iubirii, pentru că suntem în luna februarie, luna iubirii Știu că ne-ai pregătit și câteva versuri, câteva poeme din Rumi Aș vrea să te întreb cum ai rezonat cu poezia lui Rumi, ce anume te-a impresionat, ce anume te-a impactat la ea, pentru că te întreb acum, așa cum am întrebat într-o altă intervenție, într-un alt material, interviu, o altă colegă din zona actoriei, Anca Sigartău, actrița Anca Sigartău. Am întrebat-o și pe la fel. Faptul că voi sunteți artiști, sunteți actori, sufletul vostru este deschis spre muzică, spre teatru, spre dans, spre poezie, pentru că în rumii găsim aceste trei elemente fundamentale, esențiale, muzica, Dansul, iată dacă vorbim despre ordinul dervișilor rotitori, și, de asemenea, poezia. Prin aceste trei forme de artă, el uh, ne arată cumva calea către Dumnezeu. Așa este, dragă Sorin, te salut și pe tine și pe toți cititorii Editorii Herald. De altfel, după cum bine știi, eu am o. Afinitate către Editura Herald, pentru că cărțile pe care Editura Herald le publică sunt niște cărți de o spiritualitate puternică și foarte bogate în această zonă a spiritualității, o zonă de care eu mă simt atras de câțiva ani buni și o zonă pe care o studiez cu intensitate așa cum se spune despre artiști, că vor într-un anume fel să-și depășească condiția și când ajungi la discuția asta de depășire a condiției umane, fără să vrei, ajungi la astfel de literatură extraordinară făcută pentru minte și suflet. Trupul e lăsat puțin deoparte pentru că știm ce se întâmplă cu trupul, că el se dematerializează normal după moarte, dar trupul dar mintea și sufletul sunt principalele principalii pioni cu care lucrează omul, cu care lucrează artistul, cu care lucrează cel care dorește să se autodepășească și să înțeleagă într-un fel tot ceea ce se întâmplă cu el ca ființă umană și ceea ce se întâmplă cu noi pe această planetă pe care Aproape că nu o cunoaștem, o cunoaștem foarte puțin, nu știm, secretele ei vor rămâne, cred că nedescifrate multe mii de mulți, mulți ani, mii de ani, cred că îi va trebui omului să descifreze acest mister care este această planetă pe care noi trăim Și fără să vrei încercând să descoperi sufletul, să descoperi mintea, ajungi la Rumi. Ajungi la Rumi care cu asta s-a ocupat. Asta a făcut, a rămas în literatură pentru că el a fost un fel de deschizător de drumuri în această zonă. Literatura, după aceea, literatura contemporană tot îl citează pe Rumi, și idei de la Rumi sunt preluate la gânditorii, filozofii care au apărut după aceea, în secolele următoare. Și noi, ca actorii, atunci când ne întâlnim cu astfel de poezii, este o bucurie a sufletului și a minții noastre, pentru că ne întâlnim cu o poezie frumoasă, bogată, o poezie interesantă. Și o poezie, aș spune eu, plină de foarte multe simboluri, plină de foarte multă semnificație și cumva actuală în ceea ce privește ce spuneai tu puțin mai devreme depășirea condiției umane. Cumva poezia, versurile lui Rumi nu e, nu e, genul acela de poezie pe care o găsim probabil de cele mai multe ori și în cultura românească, dar și în cultura occidentală da? În care avem anumite teme, precum eu știu, natura sau. aici vorbim despre altceva. La Rumi, cel puțin, vorbim și nu numai la Rumi, dacă ne referim la cultura persoană, în general, mai găsim la uh, Hafez, la Saadi, uh, la Baba Taher, de asemenea la Omar Hayam, găsim uh, poezia ca mesaj. Uh, mesaj al depășirii condiției umane. Cine sunt, de unde vin, care este menirea, scopul meu pe pământ și apoi încotro mă îndrept. Da, de altfel, poeziile care au mesaj, dragă Sorin, sunt uh, poeziile care se apropie de sufletul și de mintea unui actor, pentru că scopul actorului, de fiecare dată atunci când este pe scenă într-un rol sau când recită ceva, este să transmită un mesaj, să aibă o poveste. Poezia trebuie să fie cu poveste, chiar dacă este o poezie de dragoste, chiar dacă este o poezie populară. Și atunci actorul se gândește mereu la mesaj. Și de aceea, actorul este un uh, bun uh, scormonitor, ca să spun așa, sau un bun găsitor de poezii uh, care transmit mesaje. Și dacă cineva vreodată va dori să dorește să afle care sunt poeții importanți din uh, lume, nu? Uh, încearcă să caute cam ce recită actorii, cam ce Poeți uh, aleg uh, actorii, de aia se zice că noi, actorii, citim destul de mult ca să și descoperim în același timp. E o muncă, e o muncă de descoperire până la urmă și este o muncă frumoasă pentru că și poeziile sunt pe mai multe paliere. Poezii de dragoste, poezii comice, uh, poezii cu. Uh, adică sunt, noi învățăm la școală diferitele zone de poezie. Și Rumi este unul dintre poeții. Care ne oferă această șansă de a transmite mesaje puternice către spectatorii care pot auzi poeziile lui Rumi. Ne-ai pregătit și câteva poeme. Da, câteva poeme din acest volum Oceanul Sufletului de la voi, de la editura Herald, și poemele sunt foarte frumoase. Ele sunt, seamănă puțin, noi în facultate am făcut fabulă, seamănă puțin cu fabula, structura puțin câteodată e de fabulă, pentru că are personaje și are dialog, au dialog poeziile lui Rumi. N-am ales niște poezii foarte lungi, am, am ales ma, niște poezii foarte frumoase, în schimb, și am să citesc o primă poezie care se numește Dascălul și Luntrașul. Urcase într-o luntre un dascăl cam trufaș. Fudul se întoarse deodată spre luntraș. Gramatică învățată ai? Vai, mi-e necunoscută. Atunci, jumătate din viața ta pierdută. Mâhnitu sa amarnic luntrașul, dar nimic atunci el nu-i răspunse acelui grămătic. Un vânt zvârli deodată acea luntre într-o vultoare. Mă vezi? Da, te văd, te văd. Un vânt zvârli atunci luntrea într-o vultoare. Mai apucă luntrașul să strige în gura mare. Hei, tu cel bun de gură, ia spune, știi să noți? O, oh, nu, răspunse omul prin valuri de doi coți. O, dascăle, pierdută ți atunci întreaga viață, căci luntrea se cufundă, vârtejul o Nu-ți trebuie acum reguli, ci frângerea. Nu-ți trebuie acum reguli, scuze. Nu-ți trebuie sale ape. În schimb, cel viu de mare, cum ar putea să scape? Când mort pentru ale tale dorinți pești vei fi, atunci divina mare pe drept te va cinsti. Scornii povestea acelui bărbat ce de poveți, ca frângerii de sine, gramatică, să înveți. Foarte frumos! Îmi cer scuze că m-am bâlbuit la un moment dat, am puține probleme cu tehnica, că aici mie mi se închide puțin telefonul când, și nu-mi dau seama dacă mă vezi de fiecare dată, dacă Au ești fost atent la câteva secunde de sincopă, adică nu te vedeam, dar te auzeam și cred că important este în acest moment ca cei care ne privesc să, de fapt, să ne audă și mesajul pe care îl transmiți prin intermediul vocii tale, despre rumii. Mai am, mai am două poezii pe care le-am pregătit. O poezie foarte frumoasă care mie îmi place este vorba despre cei doi prieteni. Un om bătu la ușa prietenului drag. O, cine ești are om vrednic și pribeal? Sunt eu, răspunse insul. Tedu, nu se cuvine să stea la masa asta un om necopt ca tine. În focul surghiunirii, ființați să se coacă și nu o să mai încerci atunci să se prefacă. Plecă de îndată omul, călători vreun an, surghiunul pârjolindu cu focul său avan. Și ars de acea văpaie, dar și cu mintea coaptă, se întoarse la amicui să vadă del așteaptă. Bătut din nou la ușă, cu teamă și umilință, ca nu cumva să-i scape iar vreo necuvință. Și îl întrebă amicul, cine-i la ușa cu? Și omul îi răspunse, la ușă ești chiar tu. Prietenul îi zise, o, intră eu al meu, căci tu ești eu și în casă nu-i loc pentru un alt eu. Al aței dublu capăt, nu-i lui pe plac. Cum însă, acum ești unul, hai, intră în acest ac. Cât de profundă poezie, cât de profund, cât de profund putea gândi acest scriitor, acest filozof, acest descoperitor de ființă umană până la urmă, pentru că. Să intri într-un asemenea domeniu și să încerci să descoperi uh, ființa umană în profunzimea ei este un lucru extraordinar de greu și poate părea imposibil la un moment dat să încerci să descoperi această structură a ființei umane. Un lucru senzațional pe care l-a făcut Rumi. Și pentru că vorbeam de ființa umană am găsit un lucru extraordinar, cum ne putem raporta noi ca ființă la ceea ce vedem, la ceea ce ne înconjoară. Și aici, într-o poezie care se numește Lumină și culoare, Rumi descrie un lucru senzațional. Pentru că, până la urmă, ce suntem noi? Suntem un noi am de amintiri, nu? Ne amintim viața noastră, clipele pe care le-am trăit, le trăim pe această planetă, și până la urmă, amintirile noastre care uh, uh, sunt în mintea noastră ne ajută pe noi, nu? din amintirile astea, să evoluăm, să mergem mai departe în viață. Și iată cum spune Rumi aici, foarte frumos, într-o poezie care se numește Lumină și Culoare. Cum poți vedea că roșul și verdele se îmbină de nu vezi înainte a Soarelui Lumină? Dar absorbită în mintea când vede o culoare ce ca un vâl ascunde lumina când apare. Cum însă vezi la nopții culorile le tăinie, pricepi că vezi culoarea cât timp lumina dăinuie. Nu vezi culoarea fără lumina din afară. Culorii din lăuntru la fel e dat să apară. Lumina din afară din stele și din soare cea din lăuntru vine din veșnica splendoare. Lumina care în drumă a ochilor lumină, menită a fost ca în oameni, din inimă să vină. A inimii lumină în cel sfânt are sorginte și nu-i niciuna și nu-i nicicum lumina din simțuri și din minte. Este superbă! Superbă, mie mi-a plăcut, e una din da, poeziile da, care. Da, o știu, o știu. Mie și eu, îmi plac uh... foarte mult. Este normal că o știi, este o poezie senzațională. Mie mi-a plăcut această poezie cu lumina, pentru că, până la urmă, este o defini... definire a ființei noastre, pornind de la primul verset din Biblie, că la început a fost lumina, a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină pentru că până la urmă ne dăm seama că fără lumină, iată lumina zilei, lumina care ne luminează pe noi acum în timp ce vorbim, fără lumină în întuneric ființa umană ar fi trăit într-un haos. Și iată Rumi subliniază foarte bine acest lucru, lumina noastră de afară, lumina pe care noi, o, care noi trăim și lumina sufletului nostru, există o lumină interioară a sufletului nostru pe care fiecare dintre noi știm să o punem în valoare. Ce frumos! Într-adevăr, foarte frumos, dragii noștri, a fost astăzi alături de noi actorul Nai Alexandru, actor la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, recitând din Rumi și împărtășind cu noi gânduri frumoase despre poate cel mai mare maestru sufi al tuturor timpurilor, supranumit și sultanul iubirii, Jalal Udin Rumi. Am vorbit despre Oceanul Sufletului, o carte cu totul și cu totul specială de Rumi în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald în această frumoasă campanie Iubirea în poezia persană. Noi vă mulțumim foarte mult. O că... recomand. Da? Da, eu recomand această carte, dragă Sorin. Chiar dacă o să pară ceva ciudat ce spun acum, Chiar dacă la început, poate mulți care o vor citi nu o vor înțelege deloc. Vor avea șoc și nu vor înțelege. Vor spune, citesc niște cuvinte pe care poate nu le înțeleg în totalitate. Dar e bine să citim lucruri pe care la un moment dat nu le înțelegem pentru a conștientiza niște lucruri pe, care, pe lângă care poate în viața am trecut și nu le-am băgat de seamă, pentru că dacă vom citi cartea, involuntar fiecare dintre noi vom pleca, se va modifica ceva în noi. Asta sunt convins 100%. Adică chiar dacă cineva citește această carte și nu are capacitatea să o înțeleagă de prima dată, sunt convins că în sufletul lui și în mintea lui se va întâmpla un declic, un ceva, care îi va modifica puțin gândirea și raportarea la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. De aceea e universal rumii universal și, și uh, actual și într adevăr este o poezie pentru că pomeneai mai devreme de vreme uh, de fabule, da, pentru că de fapt vorbim, da. mă gândeam de exemplu la leul și iepurele, da, care exact. mă duce cu gândul la uh, la Fontaine, sau mă duce cu gândul la Grigore Alexandrescu din uh, din literatura românească uh, povețe Fabole, fabule, pilde, poeme, așa cum apare de altfel și în Madnaui, parabole, învățături sufite. Deci iată, Rumi, un mare, mare maestru sufi. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi plină de bucurie, o zi plină de iubire, o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută la versurile lui Rumi. La revedere, numai bine! Toate bune!